Să mergem mai departe. Mergem. La un sărbătorit, un om pe care noi îl iubim foarte mult și ne este foarte drag. Băi, oameni buni, îl cheamă Rică Răducanu, este legenda Rapidului, portarul prins în offside, portarul care prindea mingea cu o mână, cel mai haios și mai iubit om care a pășit vreodată pe iarba verde a terenului de fotbal. Așadar, omul ăsta, uite-l, acolo în oglindă, e spaima atacanților și astăzi împlinește frumoasa vârstă de 77 de ani. Și este acum aici să-i spunem la mulți ani, pentru că îl iubim din toată inima. Nea Rică! Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor. Stai să nu cad. Dacă mă învârți, ia asta. Stai, trebuie să te ajungi, Arică. Nu, lasă. Vrei? Ia aia, mai. La mulți ani, vrei să dea Dumnezeu sănătate. Bine, mă, bine. Știi că te iubim, te admirăm și ești extraordinar. Măi, Arică, toată viața mă te-ai fost la patroace. Pe toată lumea, ce să-ți fac, mă, mâncață? Dacă... Băi, eu vin cu mare plăcere să mă vadă lumea și la tine mai ani. Legenda Rapidului, omul pe care noi îl iubim foarte mult. Arică, te iubim din toată inima noastră. Sără, și știi treaba asta. Dar, nu trebuie să-mi spui că știu precis. Mai ales că te cheamă tot Cătălin ca pal meu și mi-o dorm mereu și când vin, mă duc la Cătălin. Îl văd pe ăla al meu. Să știi, Arică e omul cu care vorbesc la telefon în cursul săptămânii. Arică, mai pune mâna pe telefon și spune, ce faci, bumorță, unde ești? Pa, Cătăline, ce faci, nu știu ce. E un om extraordinar, un om fabulos. Și astăzi ai împlinit 7 de ani, băi, Arică. Ai mai pus 14. Ai mai pus o floare în buchetul vieții, ce zici de asta? Urâte flori. Mai bine era mai încolo, vreo 20 de ani, așa, atunci parcă mai merge. Stai că am altceva, schimb. Ce? Ai mai pus o minge în sacul de mingi al vieții. Ah. Nu merge? Câte mingi... Merge, mă, cum vrei tu, ce mai contează acum? Cum e? Ești fericit azi? Bă, nu mai sunt cum eram. Pe timpurile astea nici n-aveam loc să... Nu puteam să vin aici la tine, îți dai seama, că era lăutare de dimineața acasă și lume și... Deja nu mai sunt majoritatea... Nu mai gâlgâie, nici eu nu prea mai gâlgâie. Gata, v-ați lăsat toți. Știi cum e, dacă e mâncarea bună, e și ceva, dacă nu... Bă, nu mai sunt prietenii care erau toți, sunt bătrân, nu mai de arde... Timpul nasol, cum e și timpul afară, acum e timpul nasol, că nu poți să stai afară, că afară făceam. Da, de acum parcă e mai frig în perioada asta decât era în alți ani. Tot s-a schimbat, tot, și timpul, și timpurile, și noi, și eu știu cine, nu am mai... Săraca nevastă mea cât... Se uită acum doamna Ani? Să uită, cum și frate meu să uită. Da, să rămână doamna Ani, o femeie extraordinară. Dumnezeu ne-a trimis aici sarmale și da, plăcintă cu brânză. Da, stă, n-are ce face și stă la bucătărie, cu toate că nu mai avem noi nimeni acasă. Deci pentru cine gătește, bre? Știi, bă, Dărică, dacă vine cineva la poartă și nu avem ce să le dăm, știi? Pe cuvânt, asta e stilul ei. Fă-mă măcar câteva sarmale acolo să avem o prăjitură, mai că... Putem să, dacă vine cineva mai așa, dar o să râs că și eu mănânc, zic mișto. Dar și un par de vin mai să găsește, că tot județul, tot ăsta de care l-am auzit acum e de mult, tată, știi, da, de cât ușor are 10 ani. Da, știi care e chestia? Care, hai să mai dăm așa, zi niște amintiri frumoase de la zilele tale de naștere, ai făcut vreo nebunie de asta? Mă, nu ți-am zis cum era lumea, în primul rând, sportivii, colegii mei, când am început, când eram fotbalist, formă, când m-am lăsat antrenor, abia așteptau. Știa, Arică, la mulți ani, făceai gata. Făceai chef, beute, rău de tot? Dar și vrei, mă, tot vin, tot așa, județul meu, Nova și Baia de Fier, părțile de Gorjul, care fiind toți, vă mulțumesc și mai aștept și altul. Și... Mă, tată, știi cum era? Pivnița aveam... Plină. Plină. Cu de toate, așa eram învățați tot. Să găsea, nu era ca, cum zice lumea, că, bă, ce rău duceam. Numai cine nu munceam, că nu știu ce. Ne descurcam. Avea fiecare un salariu, avea o întreprindere, uite cum vezi tu pe acolo. Toată lumea la București era o întreprindere și toate întreprinderile care erau avea echipă de fotbal. Și în divizia C, și în B, cum am făcut și eu și la Flacăra. Se făcea mișcare, sport.
activitate. Da, mă, nu da asta. Muncea omul, avea unul să muncească și pe noi ne ținea. Nu mergeam noi, mergeam și noi. Zi, mă, ta o zi de naștere în care ai uitat când ai început petrecerea și când s-a terminat. Chefuri de alea nebune. Și vorbești, mă, dar dacă le spun, zice lumea, iar ne arică baginele. Nu baginele, zi, bre. Cu mătru Simenică, care până la urmă trebuia să ne facem neamuri, că, băi, dacă e, îl cunosc pe fimeu, când e, gata, mă, gata. Pe urmă, Maria Dragunului cu Bebe, uite, acum mă vede, mă întreba, Rică, venim, mai faci ceva? Nu, mai cum e ratat. Fărămiță Lambru, toți ăștia ai noștri, care era, tot era în curte la mine. Nu, era nebunie. Gabi Lung, toți, da, mă, primul rând mă iubea lumea, nu știu de ce, dar am fost iubit și de actor și asta. Că așa eu... e, bine, ai fost și ești în continuare. Uite, văd câte mesaje vin pentru dumneata acum la emisiune, că oamenii te iubesc, ăsta e adevărul. Da. Dar vreau să te întreb ceva, ai 77 de ani astăzi și ce sfat ai avea mata pentru un fotbalist de 17 ani? Nu mai e cum era. Care la început de drum. Dar ce sfat i-ai da? Mata ai 77 de ani. Da. Ce sfat de viață, poftim, de i-ai da? De viață. Să vadă că viața e grea și dacă are șansa asta să joace fotbal, să se țină de el, că e o viață frumoasă. Nu numai aici, și peste tot o să... Și un sfat de viață? Viață, să fie sănătos, să ducă... Uite, oameni dau mesaje. Și eu sunt fotbalist, la mulți ani, Arică. Îți mulțumesc pentru sfat. Da, uite. Tată, mulțumim. Da, dar e bine să aibă șansă să joace, că nu vezi că nu mai sunt fotbalist. Noi îi aducem de afară, care nu joacă nicăieri, ce brazilian, ala. Dar nu-ți mai bun ca ai noștri. Știi, plan, dacă n-avem, noi n-avem, nu mai creștem. E singură care s-a și văzut, Gică Hagi, care ne-a și tras vreo 7, care noi n-am mai luat 7. Da, băi, și în ce 7-2 a fost, nu? Să spun, farul 7-2, rapid. Da. Să spun ceva, mai era puțin și era 7-3 poartă acasă. Bă, n-am supărat că ai văzut toți la Rapid, sărace, uite, avem 3 bujei, 40 de ani, 39, și ăia mici când a fugit până lângă ei, parcă era Mercedes cu Dacia. Pe cuvânt, nu mă, diferență mare, numai noi, ăștia, uite cum e Rapidul, așa, nu că sunt, e bine, pe cuvânt, la ce avem e foarte bine. Nu e mai Mănâncă, dar, că azi e ziua mea ta totuși. Da, mă, uite, da. Vreau să te întreb, la 77 de ani, spune-mi ce 3 dorințe mai ai pe care vrei să ți le îndeplinești și nu ți le-ai îndeplinit până acum. Zibre, hai. Ce să mai iau? Vrei? Lasă-mă, bă, aia cu tailandezele nu putem să o îndeplinim. Lasă-o, vorbim noi altă dată. Nu, mă, lasă, că uite, vorbeam cu Cristi acum, că e pe aici, care a fost cu mine. Pe da, acolo, da, pe... e colegul nostru, Cristi, cu care... Da. Nu cu Mitra, cu colegul în partea stângă. A fost elevul meu. A fost și... rapidist, colegul nostru, da. A jucat fotbal la Rapid. Vezi că mare fotbalist. La, peste tot. Și în Thailanda, și... Cristi Rontea, un super băiat. E băiatul lui Rontea, care și el a jucat cu mine pe timpul meu. Deci era altă lume. Vrei, altă... Eu te întreb ceva, mă, ce zi 3 dorințe pe care vrei să ți se îndeplinească acum. Zici, uite, asta aș vrea. Una nu se poate. Care zi? Zi-o, bre. Zi, bre, că e peștișorul de aur și ți îndeplinește dorințe. Aoleu, ce bine ar fi. Dar care ar fi zi? Ce, bă, vorba lui nevastă mea, tu de asta mori, că nu mai poți așa, fetele cu asta, eu te recunosc. Și a doua aia că nu mai poți să faci mișcare, nu înțeleg. Te duc eu la doctor, dacă... Adică să iau pe vrei. Băi, și a doilea păi lucru... lasă prima, zic că prima, deci care... Băi, e, urât a făcut Dumnezeu, că nu mai e viața așa, eu sunt... Nu mai poți să joci în atac. Viață sportivă. Mata mai poți să joci în atac la modul ăla, zice. Ce să mă joci? Stai rezervă toată ziua. Hai, nu cred. Să morți. Păi cuvânt. Și la Nea Ion? Nea Ion Țiriac, am auzit că... Păi, bă, ce trebuie. Sunt Robert curioare. De Niro, bre, aoleu, păi Robert stai, bă, De Niro a, fost... a devenit tătic acum. Nea Ioane, să trăiești, mâncați asta. Ieri a fost ziua victoriei, ziua lui Mo. Eu, da, mă, Nea Ion Țiriac, nu, eu sunt pe 10 și-l pe 9. Da. Să trăiești, tată, da. Gata. Da, Robert De Niro a devenit tată la 79 de ani. Avem relații. Băi, cine știe, dar... Băi, eu am vorbit, am prieteni, uite, cunosc pe cineva care are vreo 70 și ceva de ani și... Înțelegi ce zic?
E pe teren non-stop. Băi, e bine că poate să mai meargă. Cel mai bine e să nu să mai fugi. Băi, deci să nu mai fugi, să mergi. Eu deci aș vrea omul, așa, dar... omul e foarte tare, adică, dar și ține asta, bea scorțișoară cu... Merge, bre. Bă, ce să-i faci, bă, băi? E și băi, merge, face sport în pădure. Se rupe, nu mai... Deci zgârciul nu mai merge. Nu e, crede-mă, adică omul e top. 70 și cea de ani e... Unii, bă, ia să-mi faci cunoștință cu el, da? Să mă duc la el, poate cine știe. Serios, și... omul e... Bă, și foarte felicitări. Bă, s-ar putea în viață, cu toate că eu, na, eu, da, să zici că sunt tocit. N-ai de unde? Că atâți ani în cantonamente, când prindeam și noi odată la o lună, mă fată, eram boierul de pe lume. Bă, lasă, hai să trecem asta, următoarele două dorințe. Bă, nervez. Pentru că gata, s-a dus. Nu, ai atât. Cel mai rău mă enervează genunchii. Că genunchii nu mai pot să fac mișcare. Că dacă ar fi o mișcare, mai pot să mai bei un șpriț, mănânci o friptură. Nu mai e viața aia, mă. Adică fără mișcare... Deci mișcarea, sportul, sănătatea. Nu merge, nu mai... Mai ales că mă ta jucai tenis de picioare fiecare. Merg pe strate, vine să o iau la fugă, dar op, nu te duci. Gata, caz în cap. Da, mă, ta în fiecare vară jucai tenis de picior la Neptun. Uite, am umblat peste tot, a zis unii că mă face vineri, mă duc chiar în altă parte. Să... Da, la picioare. Măcar să, așa, să merg, să pot să fac și eu, mă duc la mare acum, deschide sezonul, un tenis cu piciorul, măcar cu capul, pac, da. Faci mișcare, mă, tată, fără mișcare, eu așa m-am învățat. Nu, așa e. Asta e. Multe, sunt cel mai supărat. Multe mesaje de la mulți ani pentru dumneavoastră. Vă iubește lumea, asta e tot ce contează. Uite mesajele cu un curc pentru Rică Răducanu. La mulți ani și felicitări, să fiți senzaționali. Rică, să știi că am un cadou pentru mata, bre. Am un cadou pentru mata. Păi tu mereu mai dai cadou. Ce, fii atent. Ce e, bre? Ce ți-am ajuns? Pune-o ciucaș, trage. Băi, stai să spun ceva. Lasă-l. Asta căram când eram zidar. Știi că eu am fost prima școală. La mulți ani, Rică. Bine, mă. Dar stai așa. Stai un pic, zi, bre. Deci, ce? Deci prima ta erai zidar? Eram, deci am făcut școala de construcții, că nu prea le aveam cu cartea. Și tata zice, băi, să fie rândul oamenilor, te duci la... și te faci șofi. Și am intrat la o școală fără examen. Că dacă am dat la TC, am vrut să mă fac tehnician și am luat 3, că aveam 3, nu sărea nimeni de el. 3, și când vreau să am 8, din 3 făceam în partea elanta. 3, pac, pac, 8. Și făcea tata, bravo, bă, ce deștept ești la școală, știi că... Dar eu eram în trei... Bine, lumea zice că ar trebui să fii cu prezentatorul cu mea. Bă, să nu dar n-are cum să fac... Că la bine, mai la gagici te gândești. Cu drăcu. Trage, bre, trage. Nu, deja mi-ai luat moralul. De ce, bre, trage pătura, că n-ai văzut nimic? Bă, ăsta când mă prinde, îmi dă să bea apă. Ia trage, bre, să vezi. Da, mă, da. Păi apă, ai văzut doar apa, bre. Mamă, ăla-i sifon, bă, n-am mai băut cu sifon. Bre, ți-am adus sifon cu super vin să faci șpriț. Stai așa să văd. Rozeu, ăsta e stilul meu. E bun și ăla albă, dar... Ăsta, tate, am adus roze și am adus cu șpriț. E bun, mă. Și de ce e bun? Că e mai dulceag așa și nu pun Pepsi. Că eu dacă... E bun. Să nu încerci nici cu cola. Bre, stai, nu ia apă. Bă, dar alunecă ne arică. Păi dacă îmi dădea apă. Ăsta mereu când mă prinde, bagă 2 kg de apă. Ne arică, știi că ești foarte drag și uite, pentru mata exact ca la, bă, ca la cluburi. O roabă cu sifon și cu vinuri. Bă, exact. Pe asta timpul meu, la bine, că am ținut când gâtul. Făceam construcții și am câteva blocuri care sunt în picioare acum, înseamnă că am muncit bine. Roaba asta era plină cu cărămizi. Și mergeam și era o de-asta o șipcă lungă care trăgeai pe lângă cu roaba. Da. Dacă erai nasol, te... Erai Nadia Comăneci cu roaba pe șipca aia. Te vărsai, da, bă, cum... Dre, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Roaba aia mata, cu vin, cu sifon, cu fericire, cu bucurie. Ce? Și să știi că te iubim mult de tot. Sifoane. Dar unii, mă, cu... Ia scoate pe nu, că să stea noi, așa a apărut acum. Stai că nu ne stropim. Aha, gata, gata. Gata, bă. Ridici capacul, nu. Ia atent. Stai, uite, stai aici. Ăsta, stai bre un pic, dă-mi poate, vezi, uite. Poate te dai șmecă că habar n-ai. Păi n-am nicio habar așa. Ce lăsă-mă dacă știi? Ăsta e deschis. Ia uite, bă. Stai, bă, că e deschis.
Uite, mă, uite, ăsta la... Uite. Se are capac în față, stai care... Ăsta se ridică, mă, ciucaia în sus, mă. Da, a, bre, are capac în față. Da, mă, da, ce drăguț. Gata, mă, are, gata, are. Mă, nu, băi, nu mai da, mă. Nu mai strica, mă, apa, ce drăguț. Băi, ciucă, îl strici. Băi, lasă, gata, Nearică, la mulți ani să fii sănătos. Băi, să spun ceva, asta o să o beau cu mare plăcere. Te pup, Nearică. Băi, n-am mai văzut de-asta. Să fii fericit, bre. Stai aici că mai am o sărbătorită. E vorba de prietena noastră, de Peggy. Ah, da, Peggy. Bă, unde ești, mă, vreau cu Peggy, vrem să spunem că te iubim mult de tot, întreaga echipă și întreaga redacție a emisiunii La Măruță. Te iubim mult de tot. Bravo, mult pentru noi. Noi. Mult, 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 mult pentru noi. Voastră, ce mai? E Peggy, e ziua ei. E cu noi de atâția ani aici și o iubim mult, 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 mult de tot, toată echipa. Iar tortul e pentru tine, Peggy. Da? Da. Adevărul că ai echipă, bă, să mă arăți. Avem echipă, Nearică, avem valoare. Ai echipă. Mă iubesc și sentimentul e reciproc. Te iubim. Oameni buni, dacă avem sărbătoriți printre noastră, trimiteți-ne poze cu ei sau cu tortul și vrem să vă spunem la mulți ani tuturor, pentru că astăzi, iată, și noi avem doi sărbătoriți. Nearică, unul dintre invitații pe care îl iubim cel mai mult, Peggy, omul nostru aici, așadar, oameni buni, după publicitate.